Se spune că nu-i bărbat care își-a înșelat, măcar o dată nevasta, eu nu cred în vorba asta. Se spune că nu-i bărbat care își-a înșelat, măcar o dată nevasta, eu nu cred în vorba asta. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Și mai spune vorba asta că devine tot nevasta, că-l ceartă și-l cicălește și că prea rar îl iubește. Și mai spune vorba asta că-i devine tot nevasta, că-l ceartă și-l cicălește și că prea rar îl iubește. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Oare și al meu bărbat alerg vreo frică în car? Dacă ști că e așa, îl luam oricum mâna mea. Oare și al meu bărbat alerg vreo frică în car? Dacă ști că e așa, îl luam oricum mâna mea. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Dar mai bine să nu știu că am nevoie de el viu, care-i hoț nedovedit, ăla-i negustor cinstit. Dar mai bine să nu știu că am nevoie de el viu, care-i hoț nedovedit, ăla-i negustor cinstit. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-are alta și n-am eu. Ia uitați-vă mai bine cum să mă înșele pe mine, mă întreb în gândul meu ce-au altele și n-am eu. Viața de la casă ei, aș veni puiuț cu tine, numai să știu că mă vrei. Dacă te-ai gândit vreodată viața de la casă ei, aș veni puiuț cu tine, numai să știu că mă vrei. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar.
aș vrea în brațele tale să adorm și să mă trezesc. Sărutările să spună cât de mult eu te iubesc. Aș vrea în brațele tale să adorm și să mă trezesc. Sărutările să spună cât de mult eu te iubesc. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. La orice aș renunța, dar în orice dimineață aș vrea sărutarea ta. Pentru una lângă tine, la orice aș renunța, dar în orice dimineață aș vrea sărutarea ta. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Chiar dacă tu ești departe și te văd atât de rar, dragostea ta pentru mine este cel mai de preț dar. Stimați telespectatori, după publicitate, Marcela Fota, prietena noastră, prietena dumneavoastră, a interpretat melodiile Ce are Alta și Namiu, o melodie foarte, foarte cunoscută și foarte îndrăgită, foarte cântată, Marcela, de foarte mulți interpreți la petrecerile private, la nunți, la botezuri. Trebuie să spunem, pentru că este o realitate, este un cântec foarte frumos, iar cea de-a doua melodie, chiar dacă tu ești departe, melodii de pe albumul Doamne, câte ți-am cerut, un album care s-a bucurat de mare succes din momentul în care l-a imprimat. Vreau să-i salutăm pe prietenii noștri de pe Facebook, sunt foarte mulți, te urmăresc, ne urmăresc în acest moment și ne și salută foarte multe mesaje. Mihaela Șutu, bună seara, succes în tot ceea ce faceți, succes Marcela în continuare în tot ceea ce faci, domnul Dorin Dumitru sau Dumitriu, seară frumoasă iubitorilor de folclor, vă urmăresc cu drag, Matei Vasile, seară frumoasă, Mary Maria, mult succes Marcela, te iubesc mult. Iarăși, o să mai citim mai târziu, domnul Dorin Dumitru ți-a compus și câteva versuri, însă avem și telefon. Alo? 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 Da? Bună seara, domnul seara Ioana, bună seara și invitatei dumneavoastră. Bună seara, bună, bună seara. Numele meu este Carmen Turlean. Da. Și aș dori să fac o dedicație pentru prietenul meu, Topor Dănuț, pentru surorile mele și pentru toți prietenii mei din Pitești. Și pentru dumneavoastră, bineînțeles, și pentru postul ARGSV. Vă mulțumim foarte mult, doamna Carmen, pentru telefon. Sunteți pentru prima dată în legătură directă cu noi? Da, sunt prima dată în legătură cu dumneavoastră. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți, iar toate melodiile pe care le va interpreta invitata noastră, Marcela Fota, să fie pentru toți aceia pe care dumneavoastră i-ați enumerat. Vă mulțumesc mult de tot, bună seara, seară frumoasă. Numai bine, seară frumoasă. Totuși, citesc versurile pe care domnul Dorin Dumitriu, care este un textier foarte, foarte, un poet foarte cunoscut pe Facebook. Aș vrea să fiu un marinar și să colim purta de valuri, iar ochii tăi adânci să-mi fie far, care în noapte să mă poarte către maluri. Aș rătăci o viață întreagă, pe cer, pe apă, pe pământ, spre ochii care mă așteaptă și care îmi vorbesc plângând. Și de-am să pierd vreodată malul prin întuneric și grelele urgii,
puneți lumina ochilor în valul care în noapte mă va călăuzi. Cred că lui domnul Dorin Dumitru îi plac foarte mult sau îi place faptul că tu ai ochi albaștri, ai ochi foarte frumoși, ești o interpretă foarte frumoasă, talentată. Mulțumesc mult. Și chiar voream să spun că am vorbit despre Mariana Ionescu Căpitănescu. Iată, Mariana are succesul ei, tu ai succesul tău și pentru că vorbim de succes și fiind un interpret de succes, fiind acolo în copilărie alături de Mariana, alături de frați, alături de părinți. Cine te-a încurajat să pleci? Pentru că sunt convinsă că la început cred că te-a susținut cineva. Între mine și Mariana sunt 8 ani diferență. Mariana a fost motivația mea de a face ceva în viață. Copii fiind și așa cum am spus mai devreme, cu mama ne implica foarte mult în treburile gospodăriei. Nu o condamnăm pentru acest fapt, pentru că lucrurile pe care ea ne-a pus să le facem în copilărie, practic ne-au pregătit, ne-au călit pentru viața ce urma să o trăim. Mariana a plecat de la noi de acasă când eu aveam, nu știu dacă împlinisem 8 ani. Apoi ulterior, de fiecare dată când ea venea la țară, tot timpul îmbrăcată frumos, tot timpul parfumată, tot timpul cu părul aranjat, cu unghiuțele făcute, eu încă la țară fiind și încă în muncile implicată, în muncile gospodăriei, vă dați seama că nu eram atât de aranjată și cum venea de fiecare dată. Și îți plăcea. Și îmi plăcea. Și era motivația mea, înțelegeți? Deci eu spuneam, eu voi pleca de aici de la țară, indiferent ce o să muncesc, o să fiu la oraș, o să fiu curată și aranjată cum este sora. Da. Apoi, având îmbrățișând aceeași meserie, normal că m-a ajutat foarte mult, eu am spus și mă repet, de fiecare dată sunt o norocoasă pentru că m-am născut în aceeași familie cu Mariana. Între noi două nu au existat rivalități sub nicio formă. Eu, așa cum am spus, consider o binecuvântare faptul că am avut-o pe ea lângă mine, faptul că m-a luat de fiecare dată unde a fost chemată, însă mi-am dorit în aceeași măsură să fiu pe drumul meu, să fim deosebite. De să nu fiu... a venit sora Mariana Ionescu, să fiu exact Marcela Fota, da. Așa a vrut Dumnezeu să avem și nume diferite, așa a vrut Dumnezeu să avem și timbru diferit, da. Și da, eu mi-am călăuzit drumul meu, dar recunosc că a fost cea care m-a susținut, cea care m-a ajutat și cea care mă susține și mă ajută și în momentul de față. Eu dacă am și cea mai mică problemă și cea mai mică nelămurire și tot timpul la ea apelez. Tot timpul pe ea o sun și ea pe mine. Eu sunt sprijinul ei, ea este sprijinul meu. În momentul de față, suntem bucuroase că ne avem, suntem bucuroase că practicăm aceeași meserie pentru că ne înțelegem mult mai ușor fiecare problemă. Și vreau să vă spun că în momentul în care am înregistrat acest material, în urmă cu 3 ani, alături de lăutarii de la Chișinău și maestrul Nicolae Botgros, au fost o grămadă de probleme. Ea a fost... știți cum e, cu mixajul, cu nu-mi place aici, aici nu-mi place, eu fiind mai mică, bineînțeles că am pus mâna pe telefon, am sunat-o, m-am dus la ea, am stat în mașină 2 ore, am ascultat melodie cu melodie, după care ea a fost cea care a sunat. Maestre, haide să mai lucrăm aici, că Marcelei nu-i place aici. Maestre, haide să... Îți era rușine ca să-l Da. Deci... Este o binecuvântare pentru mine faptul că m-am născut în aceeași familie cu Mariana. Mariana este un om minunat. Mariana este un mentor foarte bun și ea tot timpul a avut, fiind cea mai mare dintre noi, maica mea o responsabilizat tot timpul cu treburile casei și inclusiv cu noi, trebuia să aibă grijă de noi și încă a rămas cu acest sentiment în suflet ca și când ea este răspunzătoare. După mama, ea este răspunzătoare de noi, ceilalți frați. Și da, și ne sună, ne și ceartă uneori. Așa e, sora mai mare. E normal. Marcela, da. O să te rog acum să interpretăm alte două melodii. Două melodii am tras cu ochiul acolo, da, la dumneavoastră. De-aș pierde dragostea ta. De-aș pierde dragostea ta. Și, Doamne, câte ți-am cerut. Sunt două melodii de ascultare și vreau să vă spun că melodia ce dă și titlul albumului, Doamne, câte ți-am cerut, este melodia ce mă reprezintă 100% și pe care vă dedic și dumneavoastră și o dedic tuturor. Este melodia sufletului meu după acest CD. Mulțumesc frumos că ne-ai informat și cu acest lucru. Dragi prieteni, în această seară, pentru dumneavoastră aici la Pitești, nimeni alta decât îndrăgita interpretă de muzică populară, Marcela Fota.
că tu nu mai iubi, că eu nu văd fără tine cum aș mai putea trăi. Ce-ar fi micuță de mine dacă tu nu mai iubi, că eu nu văd fără tine cum aș mai putea trăi. De-aș pierde dragostea ta, mi-ai luat din mine viața. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. M-aș topi, Doamne, de dor dacă ne-ar despărți soarta. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. Aștept în nopți de dor să-mi dai dulce sărutare. Te iubesc, neică de mor, trăim o dragoste mare. Te aștept în nopți de dor să-mi dai dulce sărutare. Te iubesc, neică de mor, trăim o dragoste mare. De-aș pierde dragostea ta, mi-ai luat din mine viața. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. M-aș topi, Doamne, de dor dacă ne-ar despărți soarta. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. Tu ești cel mai frumos om și nu te-ai uita în veci. Îmi tulburi al nopții somn și îți duc dorul când pleci. Tu ești cel mai frumos om și nu te-ai uita în veci. Îmi tulburi al nopții somn și îți duc dorul când pleci. De-aș pierde dragostea ta, mi-ai luat din mine viața. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. M-aș topi, Doamne, de dor dacă ne-ar despărți soarta. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. Și-o dragoste așa mare nu trăiesc neicuța mulți. Suntem suflete pereche, unul pentru altul făcuți. Și-o dragoste așa mare nu trăiesc neicuța mulți. De-aș pierde dragostea ta, mi-ai luat din mine viața. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. M-aș topi, Doamne, de dor dacă ne-ar despărți soarta. N-aș mai crede nimenea, mereu mi-ar fi tristă fața. Doamne, câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult. Îți mulțumesc pentru toate, mai mult pentru sănătate. Doamne, câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult. Îți mulțumesc pentru toate, mai mult pentru sănătate. Mi-ai dat har și frumos,
muncesc și înmulțesc banii, pun ochii pe ei dușmanii. De bani am avut noroc și dușmanii au luat foc, măi. De muncesc și înmulțesc banii, pun ochii pe ei dușmanii. De bani am avut noroc și dușmanii au luat foc, măi. Dar de ei mie nu-mi pasă, că am tot ce vreau acasă. Viața frumos îmi trăiesc, măi. Dar de ei mie nu-mi pasă, că am tot ce vreau acasă. Sunt cu omul ce-l iubesc, viața frumos îmi trăiesc, măi. Doamne, nici nu mă gândeam până la anii care i-am, să sădesc în viață un pom, să am un puișor de om. Doamne, nici nu mă gândeam până la anii care i-am, să sădesc în viață un pom, să am un puișor de om.